cu votul la 68 de deputați, Petru Jordan a fost lipsit de imunitate. Acum câteva minute, parlamentarul, care face parte din fracțiunea Șor, a fost escortat la Centrul Național Anticorupție. Echipa TV8 l-a surprins intrând în clădire. Haideți să vedem imaginile, dar și ce declarații a făcut. Nu comentez, era de așteptat, nu? Care este procedura mai departe? Ce urmează să faceți? Să-mi apăr drepturile. Cum? La unde mergeți acum? Ați fost invitat la procuratură? Domnule Jordan. Cum comentați acuzațiile care vi se aduc? Mergeți acum la un client? Ați fost informat despre procedurile de mai departe? Stimați colegi, sunt în răbdare să vă fac declarații la timpul potrivit. Cine vă însoțește? Unde mergeți acum? Spuneți, vă rog, unde îl duceți pe domnul Jordan?